Așa cum ați fost anunțați, astăzi participat la ședința extraordinară a Consiliului Local și-a manifestat dorința de a participa doi reprezentanți a PNR-ului și un domn de la PMP. Îți bineveniți! Bun ziua, domnule! Așa, dăm cuvântul președintele de ședință să își facă treaba. Din câte știți, ne-am adunat pentru a supune la vot viceprimarul Comunei Creangă, în speță, doamna Cernuș și Maria. Se supune spre aprobare ordinea de zi. Citește-o. Da. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Mulțumim. Dacă s-a votat. Are cuvântul doamna secretară pentru a citi procesul verbal din data de 30.09.2019. Proces verbal încheiat astăzi, 30.09.2019, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Creangă, care se ține în localul acestuia și a fost convocată prin dispoziția primarului numărul 63 din 25.09.2019. În urma apelului făcut de doamna secretar, la ședință participă un număr de 15 consilieri din totalul de 15. Domnul președinte de ședință, Ulianu Liviu, conduce lucrările de astăzi ale ședinței. Înainte de a anunța ordinea de zi, se întreabă dacă sunt opinia asupra procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 23 august 2019. Nu sunt opinia asupra procesului verbal care a fost pus la dispoziția consilierului local de către doamna secretară înainte de a începe ședința și care a fost aprobat în unanimitate de voturi de consilierii prezenți. În continuare, domnul președinte de ședință dă citire proiectului ordinei de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiție, reabilitare, clădire existentă și amenajare centru medical, sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă, județul Neamț. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Ion Creangă. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 66 din 23.08.2019 ai obiectivului de investiție, reamenajare spațiu din sală de clasă în grupuri sanitare la școala gimnazială Comuna Ion Creangă, județul Neamț. 4. Întrebări și interpelări. Se întreabă dacă mai sunt și alte probleme de inclus în ordinea de zi. Mai sunt în plus la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție, modernizare drumuri comunale și sătești în Comuna Ion Creangă, județul Neamț. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea destinației volumului de masă lemnoasă pentru exploatare în anul 2019 din fondul Bărister, proprietatea Comunei Ion Creangă, prins pe raza ocului Silvic Roman. 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Ion Creangă în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Comunei Ion Creangă, județul Neamț. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de contractare privind procedura simplificată online pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție, lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție, construcție, casă, subsol plus parter pentru persoane fără adăpost și acordare la utilități. Se întreabă dacă mai sunt și alte probleme de inclus în ordinea de zi. Nu mai sunt. Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate de voturi de către consilierii prezenți. În continuare, domnul președinte de ședință prezintă primul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiție, reabilitare, clădire, existență și amenajare centru medical de sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă, județul Neamț. Se întreabă dacă dorește cineva să discute pe marginea proiectului de hotărâre. Nu dorește nimeni să dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale Consiliului Local pentru a prezenta aviziile care sunt favorabile proiectului de hotărâre. Se supune la vot și hotărârea a fost adoptată în unanimitate de consilierii prezenți. În continuare, domnul președinte prezintă proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Se întreabă dacă dorește cineva să discute pe marginea proiectului de hotărâre, nu dorește nimeni. Să dă cuvântul președintelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local pentru a prezenta aviziile care sunt favorabile proiectului de hotărâre. Se supune la vot și hotărârea a fost adoptată în unanimitate. În continuare, se trece la punctul 3 al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economice aprobate prin HCL 66 din 23.08.2019. ai obiectivului de investiție, reamenajare spațiu din sală de clasă în grupuri sanitare la școala gimnazială Comuna Ion Creangă, județul Neamț. Se întreabă dacă dorește cineva să discute pe marginea proiectului de hotărâre, nu dorește nimeni, se dă cuvântul președintelor comisiilor de specialitate pentru a prezenta avizele care sunt favorabile proiectului de hotărâre. Se supune la vot și hotărârea a fost adoptată în unanimitate de voturi. În continuare, domnul președinte trece la punctul 5 al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții, modernizare drumuri comunale și sătești în Comuna Ion Creangă, județul Neamț. Se întreabă dacă dorește cineva să discute pe marginea proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul domnul profesor Cușbă Neculai. Ar fi mai bine să întreținem drumurile
la fână a fi modernizate. E defrișat ramurile arborilor care sunt aplicați spre stradă, deoarece împiedică vizibilitatea circulației pe drumul autovehiculelor. Domnul primar, o să încerc răspunde, o să încercăm să găsim o soluție de rezolvare. Se dă cuvântul domnului Niță Liviu. Domnul inginer Cenușă de la Asociația Trei Sate are un utilaj de tăiat ramurile arborilor. Ar fi bine de discutat și închiriat utilajul pentru a realiza aceste tăieri de coroane, pentru că ceea ce a spus domnul profesor este adevărat. În plus, ramurile ajunse în stradă, pe lângă faptul că diminuează din vizibilitate, distrug și caroseria mașinilor. Se întreabă dacă dorește cineva să discute pe marginea proiectului de hotărâre. Nu mai dorește nimeni. Se dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate pentru a prezenta avizele care sunt favorabile pentru proiectul de hotărâre. Se supune la vot și hotărârea a fost adoptată în unanimitate de consilierii prezenți. În continuare, se trece la punctul 6 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea destinației volumului de masă lemnoasă pentru exploatare în anul 2019 din fondul forestier, cuprins pe raza ocului Silvic Roman. Se întreabă dacă dorește cineva să discute. Domnul primar, s-a repartizat în funcție de necesități 90 de metri cubi pentru școlile din comună, 68 pentru primărie. Se dă cuvântul domnului Niță Liviu, pentru școală nu ne ajung, trebuie să mai chisunăm lemne pentru foc. Se întreabă dacă mai dorește cineva să discute. Nu mai dorește nimeni, se dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate a Consiliului Local pentru a prezenta avizele care sunt favorabile proiectului de hotărâre. Se supune la vot și hotărârea a fost adoptată în unanimitate. În continuare, se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local ai Comunei Ion Creangă în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Comunei Creangă, județul Neamț. Se întreabă dacă dorește cineva să discute. Pe baza proiectului de hotărâre nu dorește nimeni. Se dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale Consiliului Local pentru a prezenta avizele care sunt favorabile proiectului de hotărâre. Se supune la vot și hotărârea a fost adoptată în unanimitate. În continuare se trece la punctul 8 al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de contractare privind procedura simplificată online pentru atribuirea contractului proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții cu titlul casă, subsol plus parter pentru persoane fără adăpost și acordare la utilități. Se întreabă dacă dorește cineva să discute pe marginea proiectului de hotărâre, nu dorește nimeni, se dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate pentru a prezenta avizele care sunt favorabile proiectului de hotărâre, se supune la vot și hotărârea a fost adoptată în unanimitate de voturi de consilieri prezenți. În continuare, domnul președinte trece la punctul 4 al ordinii de zi, întrebări și interpelări. Se întreabă dacă dorește cineva să se înscrie la cuvânt. Se dă cuvântul domnului Crisanov Nicolae. Am mai discutat și în alte ședințe despre podețul de la Vrăjmașu, de refăcut pietonal, deoarece copiii când vin și pleacă de la școală, merg pe acest pod, care momentan este distrus și sunt nevoiți să circule pe marginea șoselei. Domnul primar răspunde că nu mâine, dar voi mâine vom turna podețul. Se dă cuvântul domnului Niță Liviu. Sunt prietroaie în șanțuri și trebuie curățate, deoarece înfundă șanțurile. Se dă cuvântul domnului Tabacaru Dorin. Acum două luni ne-ați promis câte un tub unul în satul Legea și unul în satul Avereș. Nu s-a rezolvat nici până acum. Când preconizați că se va rezolva? Se dă cuvântul domnului primar. În următoarea perioadă, datorită curățirii și refacerii albii frâului Țicanca, trebuie blocat drumul de la Bancul la Vale și continuare refacerii albiei acestuia prin spatele grădinilor cetățenilor pe strada bisericii, motivat că toată apa care se scurge de pe dealul Muncel este colectată de acest frâu Țicanca, drept pentru care ne vedem nevoiți să solicităm ca această lucrare să continue și prin acest loc, precum și montarea două tuburi la Iotu și la Caște. Ia cuvântul domnul președinte de ședință. Când ajunge canalizarea și cine se mai ocupă de iluminatul stradal și de ce aceste lămpi pe domeniul public nu sunt funcționale pe stâlpii care se află? Domnul primar, așteptăm să preia investiția de alimentare cu apă și canalizare, operatorul Apa Vital, deoarece sunt subtraversări multe și până nu se predă investiția, nu se pot realiza acordările respective la apă și canalizare. Momentan se lucrează la realizarea investiției de recordare la rețeaua de apă și la canalizarea blocului ANL a școlii Ion Creangă, cămine culturale primărie. Se dă cuvântul domnului Petrușanu Ioan. Trebuie să schimbată ora de aprindere și de stingere a iluminatului stradal. Dimineața la ora 6:30 este oprit și seara de pornit la ora 7. La Averești avem o stradă întreagă unde nu arde iluminatul public. Domnul președinte de ședință întreabă dacă mai dorește cineva să discute. Nu mai dorește nimeni. Se declară închise lucrările de astăzi ale ședinței, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces de bani. Dacă sunteți de acord cu ceea ce s-o... Suntem de acord pentru consemnarea? Cine este pentru? Abțineri? Acum aveți propuneri vis-a-vis de alegerea viceprimarului. În alt, celălalt de... Da, domnule. Partea grupului de consilieri ai Partidului Național Liberal propusă candidatul domnul consilier Constantin Vasile.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? De la... Propun pentru PMP Nicolae Constantin. Cine este pentru domnul Sarau? Mulțumim. Abțineri? Împotrivă? Da. Și 2. Viceprimarul este subordonat primarului și în situația prevăzută de lege înlocuitorului de drept, în cazul nostru. Viceprimarul este ales prin vot secret, cu majoritate absolută din rândul membrilor Consiliului Local la propunerea primarului sau consilierilor locali. Ce înseamnă majoritate absolută? Primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție organului colegial. Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărârea Consiliului Local. La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcția viceprimarului, participă și votează consilierul local care candidează la funcția de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcție a cărui schimbare se propune. Da? În cazul. Consiliul Local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. Redactarea buletinilor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opțiunii se folosesc cuvinte de regulă, cuvintele da sau nu. Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărătoarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea consilierului local sau au fost stabilite ambele cuvinte prevăzute la alineatul 8. Abținerele se numără la voturile împotrivă. Acum, cum hotărâți dumneavoastră să facă votarea? Deci se face prin înscrierea acelor două cuvinte da sau nu? În dreptul candidatului care votează. Pe cine o dorește, scrie da, în dreptul lui. Cine este pentru regulă asta, da sau nu? Deci propunerea făcută de domnul Mâncă, da? Deci, candidatul care îl preferă, în dreptul lui, scrie da. Da, da. 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 Și nu se mai scrie. Atât. Corect. Da, atât. Da, atât. Da. Să fie o rubrică acolo în buletinul de vot, nu? Deci, în dreptul candidatului, scrim da. Avem o sugestie la domnul... La unul din cei care recomandare, vă rugăm. Este permis. Vă rugăm. Nu este mai ușor prin tăiere? Așa prevede UG-ul 57. Da, dar la da, nu, așa se poate, la grafologie se poate depista deci, ce ați zis, dar prin tăiere. Nu-l vreau pe acasă, nu-l vreau pe... Da, la UG, așa zice că se votează cu da și nu. UG-ul 57, codul administrativ. Respectăm cum e acolo. Corect. Da, sunt dreptate, dar normal trebuiau făcute buletinele de vot cu două variante, da sau nu, și atunci tăiați. Atunci mergem și-l facem din nou. Stăm mai stăm 5 minute. Da, de viitor o să ținem o recomandare. Mai ales că sunt deciziile consilierului și a biroului. Da, nu Nu, nu, am reținut, dar o să ținem o recomandare pe altă ocazie. Dar n-am cum să scriu. Nu mergem așa. Deci așa mergem, scriem dreptul fiecare. Da. Bun, rămân așa cum sunt, scriem da sau tăiam? Scriem da. Da. Cine este pierd? Da, în dreptul șa care e de-a. Da, așa am spus eșa. Aceasta este urna, da? Uitați-vă la urna că este iguală. O să girează. Da. Mă să nu iasă mai mult de culoare. Frate, un pic la voturi nu este. Cine este pentru să mergem așa cum sunt? Cu da. Mâna sus, vă rog. Da, să vă rog. Votarea se produce aici, în camera aceasta. Mergeți și cu buletinul de vot și face el. După ordinea listei. Lista de prezență unde e? Lista de prezență la dumneavoastră aici, imediat. Lista de prezență la trecut. Lista de prezență la trecut. Așa ca să nu fie... Nu știu să nu fie...
Doamna Cenuș, aveți una. Se pregătește? Se pregătește chelală constantă. Fac încălzire. Îndoim un pat sau în două? La spate. La spate. Să o pipșim. Poate doar, ceilalți n-am primit poate.
așa. Domnul Năstase... Poate fi contestată procedura dacă nu au fost făcut. Aveți onoare. Nu? Am onoare. Dacă are mai ori o poză făcută de... și ceilalți nu, poate fi contestată procedura. Ceilalți nu. Fără domnul Mințe Liviu? A spus două, de azi mulți. Asta mai avut două. Domnul Ionică, Ștefușanu? Doamna Cenușă, 9 voturi, domnul Constantin Vasile, 4, și domnul Cristanu, 2. Deci felicitări, doamna. Felicitări. Se face procesul verbal. Domnul președinte, haideți să aducem procesul verbal. Să facem la... al comisiei de validare să-l facem. Vă mai lăsăm 5 minute. Proces verbal, dar după ce vă validăm, după aia dați ordine. Acum, proces verbal privind prezentarea reprezentantului votului delegării temporare a atribuțiilor de viceprimar al comunei Ion Creangă. Comisia de validare a Consiliului Local al Comuniei Ion Creangă, județul Neamț, constituită HCV numărul 47 din 2406-2016, având în componență pe domnii Iacoban Constantin din partea Partidului Social Democrat, președinte, domnul Ieremia Gheorghe din partea Partidului Social Democrat, secretar, și domnul Huci Constantin din partea Partidului Național Liberal, membru. Analizăm rezultatul votului privind delegarea prin hotărâre de rândul membrilor Consiliului Local. Un consilier local care îndeplinește temporal atribuțiunile de viceprimar al Comunei Ion Creangă, cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzător fiecărui funcției, a rezultat următoarele. Pentru desemnarea atribuțiilor de viceprimar al Comunei Ion Creangă s-a formulat un număr de 3 propuneri și anume Cenușă Maria, Constantin Vasile și Crisanov Nicolae. Alegerile de viceprimarul s-a făcut prin vot secret, fiecare consilier primind un buletin de vot care au fost trecute, pe care au fost trecute propunerile de mai sus, Cenușă Maria, Constantin Vasile și Crisanov Nicolae. Intrând în camera alăturată, amenajată, cabina de vot, consilierii și-au exprimat opțiunea prin da în dreptul candidatului. Rezultatul votului exprimat a fost pentru candidatul Cenușă Maria, au votat
pentru un număr de 9 consilieri. Pentru candidatul Constantin Vasile au votat pentru un număr de 4 consilieri. Pentru candidatul Cristianov Nicolae au votat pentru un număr de 2 consilieri. Nu s-au formulat obiecții sau contestații privind legalitatea delegării atribuțiilor de viceprimar al Comunei Ion Creangă. Comisia de validare constată că delegarea atribuțiilor viceprimarului Comunei Ion Creangă s-a făcut cu respectarea legalității și propune Consiliul Local adoptarea unei hotărâri de delegare a atribuțiilor de viceprimar al Comunei Ion Creangă, doamnei Cenușă Maria. Comisia. Da. Întrebări? Întrebări. Dacă nu aveți ceva de adăugat? Dacă doriți. Mulțumesc pentru încrederea acordată și mă voi strădui ca împreună cu domnul primar, doamna secretară, dumneavoastră și personalul primăriei să-mi duc la îndeplinire toate sarcinile trasate din fișa postului. Știu că este o activitate foarte grea, dar mă voi descurca. Mulțumim.